hotelul Sheraton avem două restaurante. Restaurantul Avalon, restaurantul Benihana. Un alt loc în care servim specialități culinare este barul Centro și pe partea de patiserie, cofetăria Centro Cakes, unde găsim toate specialitățile șefei patisere Elena Zane. Noi suntem acum pe punctul de a schimba meniul, de a intra meniul de iarnă, care va fi undeva până în la jumătatea lui aprilie. Este un meniu foarte complex, se bazează foarte mult pe partea de fructe de mare și pește, care sunt specialitatea lui Ashley. Unul dintre preparate care îl menționez este un preparat care va fi întotdeauna la noi în meniu, este un preparat din umbrina, care sunt pește foarte bun mediteranean. Umbrina, care vine din spelt risotto, făcut din paro și fructe de mare. De menționat și un tartar new style, un tartar de vită new style reinventat de către Chef Ashley. Bineînțeles, toate sunt însoțite de o nouă listă de vinuri care va apărea odată cu acest nou meniu. Foarte mult să promovăm în hotelul nostru produsele românești. Avem vinuri foarte bune, un somelier foarte bun în cadrul restaurantului Avalon și Benihana, care îi poate ghida pe clienți să descopere ceea ce avem noi mai bun. Fiind un hotel business, partea de corporate este locomotiva acestui hotel, pentru că centrul de conferințe este cel care aduce cel mai mult turnover. Restaurantul Avalon este un restaurant care, pe lângă faptul că găzduiește clienții hotelului, găzduiește și acești clienți corporate. Tocmai de aceea este un restaurant care are este ocupat 24 din 24.